Ultimii 4 ani au fost foarte buni pentru Comuna Roma. Valoarea totală a investițiilor realizate sau în curs de realizare ajunge la aproximativ 10 milioane de euro, iar autoritățile locale au mai pregătit proiecte de peste 40 de milioane de euro. Potrivit viceprimarului Cosmin Cășlariu, prin aceste proiecte se va rezolva în totalitate problema apei și a canalizării, se vor moderniza mare parte din drumurile comunei, se va realiza o aducțiune și o rețea de distribuție gaze naturale, plus alte obiective importante. Vă pot spune că în mandatul ăsta, din 2020 până acum, am adus în Comuna Roma peste 10 milioane de euro finanțări și sunt proiecte depuse pentru 40 de milioane de euro. Ceea ce include acest proiect de apă pe care îl finalizăm, va mai fi extindere la Cotârgaci, canalizare, vreo 20 de kilometri de drumuri, ca să mergem în zona de eficiență, acum terminăm a treia etapă de iluminat, prin care schimbăm și ultimele becuri, deci vom fi integral pe iluminat public LED. Avem un proiect depus la fondul de modernizare pentru un parc fotovoltaic, cu care să suplinim, pentru că vom avea niște consumatori mari la camionul cultural și la școală. Acolo sunt niște pompe de căldură puternice care vor consuma destul de mult, deși ele au și ele în proiect panouri pe acoperiș pentru a mai reduce din consum. Pe partea de infrastructură de gaz avem un ordin de ministru prin care Comuna Roma beneficiază de o finanțare prin Angel Salini de 2 milioane de euro pentru înființarea sistemului de gaz. Proiectul este aproape gata, mergem cu el la minister și am încredere că până la, nu știu, să spunem până în luna august vom semna contractul de finanțare și vom scoate la licitație proiectarea și execuția. Aveți operator? Da, aici am avut o discuție inițială cu cei de la Transgaz. În momentul în care recepționăm SF-ul, îmi duce varianta noastră cu ceea ce propunem noi, dumneavoastră vor analiza, așa a fost discuția cu ei și ne vor da soluția de branșare, dar lucrurile vor merge destul de rapid în ce am putut discuta cu ei. Cât rezolvați din comună cu acest proiect de alimentare cu gaz? Principalul scop este să
facem aducțiunea, cum a fost și cu apa, să aducem în comună, în primul rând, pentru că și la proiectul cu apă, mare parte din bani s-a dus pe aducțiunea pe care am făcut-o de la Cătămărăști. Acum, în funcție de unde va spune Transgazul că trebuie să mergem, să ne branșăm, vom vedea câți bani vor rămâne pentru extinderea în comună, ca să vedem câte gospodării putem branșa. Dar, din ce am putut calcula estimativ, cred că vor ajunge pentru cam vreo 300 de branșamente inițial și apoi să extindem în funcție de unde avem punctul de branșare. La fel ca proiectul inițial de la apă. Da, pentru că noi am solicitat Ministerului o sumă de aproape 40 de milioane de lei pentru a termina, să facem aducțiunea, Roma și Cotrăgaciu să branșăm fiecare casă la gaz. Dumnealor ne-au dat 9,3 până în 10 milioane. Deci e de 4 ori mai mică suma, adică am fi avut nevoie să terminăm totul. Este clar că vom avea o parte care, de aducțiune, care va avea ca și capacitate să acopere tot necesarul comunii. Deci noi trebuie să putem face ulterior extindere. Exact. Din start, acea aducțiune să poată deservi toată comuna. Dar în prima fază bănuiesc că vor fi racordate agenții economici, vor fi racordate instituțiile publice din comună. Da, principal vom veni probabil pe drumul județean, pe strada principală, și vom vedea în funcție de bani cât ne va ajunge ca să facem acea extindere. Dar, clar, cei mai mari consumatori, noi, primăria ar fi, să spunem că, de racordat, dar ați văzut, v-am spus, școlile în principal, avem două pe deal care vor fi racordate, dar aici, pe centrul acel mai mare corp al nostru, ca suprafață, avem pompe de căldură, Căminul Cultural va fi cu pompe de căldură, încălzit, deci va fi în mare parte și pentru populație, adică avem foarte multe cereri la oameni. Am văzut că au început să-și pună acele bazine cu GPL, pentru încălzire este mult mai comod și atunci trebuie să oferim o alternativă.
Cu fonduri obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Primăria Comunei Roma a realizat o aducțiune de apă și o rețea de distribuție pentru aproximativ 300 de gospodării. Între timp a fost obținută o nouă finanțare pe Programul Național de Investiții Angel Salini. S-a finalizat licitația și au început lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă în aproape toată localitatea Roma. Viceprimarul Cosmin Cășlaru spune că vor mai rămâne câteva case neracordate la rețea, dar problema va fi rezolvată cu bani din bugetul local. Este etapa a doua de extindere a rețelei existente. Prima etapă am finalizat-o tot în mandatul acesta, cu aducțiunea și branșarea 300 de gospodării. A fost pe PNDL 2. Acum vorbim de un proiect prin Angel Salini, depus de noi, am contractat și ajungem să-l și finalizăm în acest mandat, ceea ce presupune undeva la 20 de kilometri de rețea de apă cu 600 de branșamente, o valoare de 2,5 milioane de euro. E un proiect care rezolvă în totalitate problema pe Roma? Nu în totalitate. Pentru localitatea Roma, da. Rămân mici alei pe care o să le facem noi din fondul local, dar rămâne statul Costărgaci, care va fi o urgență în următorul mandat. Deci acolo lucrăm deja documentație pentru extindere în Cotârgaci și printr-o sursă de finanțare, dacă va fi cât de rapidă, dacă nu, prin bugetul local, vom face extinderea până la Cotârgaci. Da, sursă de apă, rețeaua e dimensionată în așa fel încât? Da. Da, rețeaua când a fost dimensionată, noi ne-am racordat în magistrala care vine la Botoșani și a venit cu o conductă de 280, deci până la gospodăria de ape. Acolo avem două bazine și este dimensionată pentru a suplini necesarul nostru al Comunei Roma și a Comunei Nicșeni. Așa a fost calculat debitul și presiunea când a fost făcut proiectul de aducțiune. Iar proiectul ăsta se va finaliza anul acesta? Da, da, da. Noi cred că suntem undeva la 90% cu săpătura, mai avem puțin la Teișoara și încă câteva străzi în Roma. Și apoi va veni branșamentul. Deci branșamentele făcute, da, să spunem că vor mai dura încă o lună de zile, apoi vom urgenta predarea către Nova Apa Serv și pentru a da drumul la apă la pentru oameni. Primăria Comunei Roma a început de mai mulți ani demersurile pentru a realiza și un sistem de canalizare, numai că fondurile alocate pe programele de finanțare erau insuficiente. Acum se încearcă din nou realizarea acestui sistem, iar viceprimarul Cosmin Cășlariu spune că sunt două proiecte inițiate și se așteaptă aprobarea fondurilor necesare demarării lucrărilor. A fost un proiect complex cu apă și canalizare. La fel, din considerentul banilor și a sumei alocate, a fost necesar să fie ales între apă și canal. Atunci, domnul primar, la vremea aia, a spus, domnule, ce faci cu canalizare, că nu ai apă. Oamenii aici, mai ales pe anumite zone, este o lipsă foarte mare. Deci, cu două, trei fântâni în gospodărie, ei tot nu au apă. Și atunci asta a fost prioritar și la noi. Împreună cu domnul primar în mandatul ăsta, când a venit acea adresă de prioritizare a investițiilor pe Angel Salini, punctul 0 sau 1, cum a fost pe lista aia, a fost extinderea de apă, pentru că o parte din populație era deja, avea deja rețeaua și ceilalți spuneau, domnule, dar la noi, adică alegeam să facem canalizare sau drumuri și tot pe drumurile unde aveam apă trebuia să intrăm. Atunci nu era corect față de cel. Așa am spus, domnule, punem apă în toată comuna, apoi canalizare. La canalizare avem două surse la momentul ăsta de finanțare unde am depus. Este un proiect de mare pe Angel Salini și un proiect pentru a face acea stație de epurare prin fondul de mediu. Deci pe fondul de mediu avem un proiect mai mic care presupune undeva la 7 km de rețea și stația de epurare. Dacă vor fi finanțări și am înțeles că vom mai fi pe Angel Salini și vom primi pe canalizare, vom extinde la fel. Deci pornim de punctul 0, stația de epurare și o parte din distribuție și apoi vom extinde în toată comuna.
De curând, un drum pietruit a fost asfaltat cu fonduri guvernamentale și urmează modernizarea drumului Roma-Dimăcheni. În plus, primăria Roma mai are un proiect pentru modernizarea a încă 3,5 km, un proiect finanțat din fonduri europene. Este un proiect încă în construcție, derulăm încă lucrările de amenajare a șanțurilor. Deci am turnat stradul de Binder acum, urmează să efectuăm lucrările de amenajare a șanțurilor betonate și a acceselor la gospodării, iar apoi va veni stratul final de uzură. Despre câți kilometri sau ce constă proiectul? Este vorba de 1 kilometru de asfalt, dar sunt lucrări de stabilizare a zonelor cu alunecări. În zona din spatele meu a fost săpat până la adâncimea de 2 metri și a fost stabilizat terenul, era o pungă de apă acolo. S-au efectuat drenuri pe ambele părți ale drumurilor, deci nu vor mai exista infiltrații și atunci a fost o lucrare necesară din această cauză. Noi am ținut foarte mult să modernizăm acest drum, exact din cauza alunecărilor de teren care în fiecare an ne creau probleme. Cu oricâtă piatră am fi pus, totdeauna erau probleme. La momentul ăsta mai aveți vreun proiect în pregătire sau în derulare pentru infrastructura rutieră? Da, avem 3,5 km prin AFIR. Urmează în următoarea perioadă să semnăm contractul de finanțare. Am depus anul acesta și văd că s-au mișcat rapid. În următoarea perioadă am zis că unele comune au și semnat deja contractul de finanțare. Iar prin Anghel Salini avem depus 10 km de asfalt. Acolo încă nu au fost alocări financiare, sperăm că în următoarea perioadă vor mai apărea. Practic, acolo încă nu aveți contractul de finanțare. Da, 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 este în evaluare proiectul, plus este drumul spre Dimăcheni, care are ordin de începere dat, până în luna a 10-a trebuie finalizată lucrarea. Deci până în toamnă vom mai avea încă 7 km de asfalt spre Dimăcheni. Prima dată s-a început acest proiect în 2008. Deci în 2008 a fost schimbat de pe un program pe altul, s-au început lucrările efectiv în 2014 prin PNDL 1, apoi în 2016 au fost sistate și anul acesta am reușit și l-am deblocat, am refăcut tot ce înseamnă proiect tehnic, expertiză și am semnat un act adițional la contractul inițial de finanțare, am făcut licitația și până în toamnă va fi gata și drumul spre Dimăcheni. Finanțarea nu a fost în pericol să o pierdeți? Nu, am tot avut prelungire ale contractului de finanțare datorită faptului că acolo a fost a fost un litigiu acolo și atunci pe baza acelui litigiu s-a tot prelungit până la soluționarea cauzei. Și la momentul ăsta, ținând cont și de proiectele pe care urmează să le implementați, cât ar mai rămâne de modernizat în comună? La momentul ăsta, în intravilan, pe comună, avem undeva la 50 de kilometri de drumuri sătești comunale. Asfaltate sunt undeva 10-12 kilometri, iar depuse spre finanțare avem undeva peste 20 kilometri. Deci ar mai rămâne anumite părți, dar dacă am accesa aceste fonduri, am rezolvat principalele străzi, mare parte, am ajunge undeva poate la spre 80% din drumuri asfaltate. În centrul comunei Roma sunt două obiective intrate în reabilitare. Este vorba de școala gimnazială și căminul cultural. Potrivit viceprimarului Cosmin Cășlaru, lucrările la școala gimnazială din Roma vor fi finalizate până în septembrie, iar elevii vor beneficia inclusiv de un cabinet medical școlar. Este unul dintre primele proiecte depuse de noi în 2021 prin administrația Fondului de Mediu sau au fost și acele proiecte pentru eficientizarea unităților de învățământ. Iată că am ajuns la lucrări și aici a fost terminat planșeul, a fost desfăcute în interior sobele și am înțeles că în această săptămână va veni materiale pentru instalația electrică și vor începe să lucreze la interior. Termenul de finalizare este septembrie, deci până la începerea anului școlar vor fi gata lucrările. E singura școală prinsă pe finanțare în perioada asta? Nu, avem, aceasta este prin AFM, este singura, urmează să mai depunem, înțeles că în următoarea perioadă să vă deschid din nou o serie de fonduri pentru reabilitarea unităților de învățământ prin fondul de mediu și vom depune ultimul corp pe care îl mai avem de renovat, acela nu a fost eligibil pe PNRR pentru că era o clădire după anul 2000.
Și atunci, prin PNRR, avem școala de la Cotârgaci, care, la fel, în următoarea perioadă va fi terminat acoperișul, acolo e lucrare mai micuță, școala deservește o populație mai mică acolo. Proiectul de aici prevedea și un cabinet medical, din ce mi-aduc aminte? Da, cabinetul este gata, dar nu prin acest proiect, nu prin fondul de mediu, l-am făcut prin buget local. Este vorba de un cabinet medical școlar. Noi avem în jur de 400 de elevi, atunci este necesar să avem un cabinet medical școlar. În acea clădire va exista și un cabinet stomatologic. Ambele vor oferi elevilor din, și copiilor din Comuna Roma servicii gratuite, atât medicale cât și stomatologice. Iar sala de sport? Sala de sport este la CNI, am depus toate avizele care ne le-au solicitat, deci am depus și aia de finanțare, apoi am venit cu toate avizele necesare, inclusiv de la ISU și toate unitățile abilitate care trebuie să ne dea. Și am toată încrederea că anul ăsta, dacă nu vor începe lucrările, vom semna măcar contractul de finanțare și va fi o realitate. Va fi o sală de sport școlară? Da, sau școlară. Deci doar dimensiuni mai mici. Fizică, da, da. Nu ați încercat o sală pentru toată comuna? Nu era spațiu necesar aici, deci pentru o sală a sporturilor, cum am văzut în alte comune, trebuie o suprafață mai mare de teren, nu încăpea aici. Aici am spus că este foarte bine să facem o sală mică, deci doar să deservească orele de sport și activitățile sportive ale copiilor, iar pe viitor vom încerca să facem o bază sportivă complexă, cu o sală de sport, cu un teren sintetic. Deci căutăm soluții pentru a găsi fondurile necesare unei baze complexe. În ceea ce privește Căminul Cultural, investiția este realizată cu fonduri obținute prin PNRR. Am început lucrările în luna martie. Au fost lucrări de desfacere a acoperișului, la interior au fost desfăcute fostele sobe pentru care se foloseau la încălzire. Acum au terminat planșeul și urmează să pună tabla, să înceapă să schimbe partea de tâmplărie, să o învelopăm, să pregătim pentru montarea pompelor de căldură. Deci, ca și termen, eu spun că până în toamna acestui an va fi gata lucrarea. Este o investiție finanțată prin PNRR, undeva la 3,5 milioane de lei. Sperăm ca lucrările să meargă într-un ritm bun și să fie gata la termen. Păstrați destinația de cămin cultural, ce va mai fi aici? Da, principal zona, această zonă este cu căminul cultural, sus sunt săli de clasă, iar în această zonă este biblioteca comunală, care toate vor rămâne funcționale.
Aceste investiții în utilități și infrastructură rutieră au atras investiții private în Comuna Roma. Numărul autorizațiilor de construcție a crescut de la an la an, numărul de locuitori este mai mare comparativ cu 2011, iar autoritățile locale vor să introducă noi zone în intravilanul comunei. Suntem printre puținele comune care au avut un spor al populației la ultimul recensământ și atunci este clar că este un interes din partea populației să construiască în zona asta. Pe viitor vrem să punem la punct ceea ce înseamnă planul urbanistic general. La Roma se lucrează de câțiva ani la el și atunci mai trebuie să aducem modificări. În ultima perioadă este o intenție de construcție foarte mare pe zona de intrare dinspre oraș. Acolo se cer într-una, domnule, vrem să construim, fac tot felul de puzuri, zone, ca să-și poată construi o casă acolo. Noi o să încercăm prin acest pug să mărim zona de intravilan pe partea dreaptă a drumului județean unde este Roma. În continuare vrem să mergem și pe partea de mobilitate urbană. Vorbim de a reuși să facem trotuare sau niște piste pentru bicicletă, pentru că este foarte circulat drumul județean. O mare parte din zona intravilanului este străbătută de drumul județean și atunci omul se vede nevoie să circule pe partea carosabilă, este un risc foarte mare și cam asta vrem să facem în următoarea perioadă, deci să scoatem omul de pe carosabil, să nu mai existe acest risc. Avem mult trafic greu din datorită abatorului. Este foarte greu să oprești un tir față de o mașină mică. Atunci trebuie să scoatem omul de partea carosabilă. Mai sunt bicicliști, sunt foarte mulți care fac naveta între sat și abator. La fel și acolo, neapărat pe lângă trotuar trebuie să avem și o pistă de biciclete, pentru că vedem oameni, adică găsim necesitatea, omul are nevoie. Pe partea de recreere, din nou cu domnul primar, am vorbit pentru următorul mandat, trebuie să amenajăm 3-4 spații de joacă pentru copii și în aceeași zonă să mergem și pe partea de recreere, ca un mic parculeț, o zonă unde omul poate să își petreacă duminica în familie, să fie liniștit aici. Este, pot spune eu, mult mai liniștit decât în oraș. Chiar dacă orașul este aproape, poți să mergi în oraș cu 10 minute cu mașina și ai ajuns în parc sau unde ai nevoie, este mult mai aglomerat. Aici cred că putem să creăm niște zone în care să-și petreacă oamenii timpul liber. După mulți ani în care terenul de fotbal a rămas în paragină, autoritățile locale vor să realizeze o investiție într-o bază sportivă cu tribune și vestiare. Am recepționat un proiect tehnic pentru modernizarea ei. Dorim să refacem sistemul de irigație, să vedem ce mai este acolo bun din el. La un moment dat a fost funcțional, povestea este lungă, acolo a avut și nocturnă, a avut și grupuri sanitare cu vestiare. Intențiile nu au fost chiar bune a oamenilor care au fost la momentul ăla. S-au fost stricate, au fost luate, nocturna trebuia adusă înapoi, nu s-a mai adus. Multe, multe probleme acolo. Noi am preluat ce a fost acolo, am îngrădit terenul, am luat pentru echipă tot felul de utilaje cu care să mențină cât de cât starea gazonului bună, dar trebuie un proiect foarte bine pus la punct, adică când ne apucăm de el să refacem și partea de irigație, să facem și o tribună, din nou trebuie să construim vestiare cu grupuri sanitare, adică vrem să facem un proiect complex. Când ne apucăm de el, să-l facem, ducem la gata, așa mai în anul ăsta pui o bancă sau nu știu ce, nu. Noi găsim soluții să aducem totul la gata. Și în zona respectivă vreți să faceți și un mic parc sau s-ar preta, ar fi o zonă mai... Da, este în spațiu, în spatele terenului unde am putea, este domeniul public acolo, dar în principal avem în vedere zonele din jurul școlilor, a grădinițelor, adică avem curți destul de generoase la fiecare unitate de învățământ. Este pe deal la Roma, în curte acolo ne permite să facem un spațiu de joacă și chiar și câteva bănci. Aici, în centrul comunei, vis-a-vis de dispensarul uman, este un parc chiar destul de generos, unde au fost înainte, mai sunt niște urme de
nu știu, de astea obiecte de joacă pentru copii, așa, dar sunt vechi și atunci le-am scos, nu mai poate fi funcționale, că se poate lovi un copil acolo. Și îl putem moderniza ăsta chiar cu niște alei, să fie un parc frumos al comunei. Mai avem o zonă la Teișoara, noi spunem pe Mehedean acolo, unde la fel s-a vrut și înainte, au fost puse tot felul de echipamente de astea pentru copii, dar nu erau conforme, nu, și le-am luat. Acum lucrăm acolo pentru a intabula acea zonă, că era prinsă cumva la un drum, și să amenajăm și acolo și la Cotârgaci, unde curtea școlii cred că are jumătate de hectar aproape acolo și ne permite să facem un spațiu de joacă. Deci sunt locurile pe care le știm unde se află și copiii, adică este mult mai ușor să facă o activitate acolo în spațiu de joacă, când copilul este de la grădiniță, să mai rămână, să ia cu părinții. E un loc care e comun, care noi îl avem sub supraveghere, avem camere, știm ce se întâmplă acolo, că știm că sunt probleme, adică se adună seara, se fac tot felul de, se face gălăgie, se face mizerie, așa, știind că e în curtea școlii sau în apropiere, toate spațiile astea sunt filmate și vom avea un pic de control asupra lor. Primarul Mihai Asiminicese a decis să facă un pas în spate și viceprimarul Cosmin Cășlaru a decis să facă o rocadă. A fost o decizie comună a mea și a domnului primar, deci la propunerea dumnealui eu i-am arătat și am câștigat încrederea în acești ani, am tot preluat din atribuțiile dumnealui, mi-a dat o foarte mare încredere. Mi-a spus, Cosmin, poți să faci și asta, și asta, am învățat și un pic din achiziții publice și un pic din proiecte. Pe proiecte aici m-am axat cel mai tare. Administrativ vorbind, ce înseamnă să cunoști cum să pregătești o ședință de consiliu local. Deci am învățat un pic din toate. Și atunci dumnealui a spus, Cosmin, dacă te simți pregătit și crezi că putem face, a văzut, este foarte mult de alergat, este foarte mult de dus. Aici, la București, la Iași, ești plecat tot timpul. Dumnealui a spus, haide să încercăm să facem ca un fel de schimb. Să candidezi tu, eu să merg cu tine împreună în echipă, să ajungem să avem majoritate în Consiliul Local, pentru că este foarte important să putem duce aceste proiecte fără să existe răutăți din partea altor partide. Atunci dumnealui să vină ca viceprimar, să mă ajute în continuare, pentru că bazele acestor proiecte sunt puse împreună, le cunoaștem amândoi, dar la momentul ăsta, în urma discuției dintre noi, așa am decis împreună. Cosmin Cășlaru și-a fixat deja prioritățile pentru următorii 4 ani și spune că vrea să rezolve în totalitate problema utilităților și să modernizeze o parte dintre drumurile pietruite. Să finalizăm ce am început. Deci, principala prioritate, cum am mai spus, la Roma trebuie să fie serviciile. Deci tot ce înseamnă apă, canal, drumuri, e un pic tot spunem de aceste lucruri, dar asta este baza la care trebuie să plecăm. Că noi avem, am spus, și proiecte cu parc fotovoltaic și aceste drumuri, dar prioritatea numărul 1 în următorul mandat va fi aducțiunea la Cotârgaci. Cotârgaciul este, la momentul ăsta, nu are deloc rețea de apă. Vorbim de o aducțiune de 4 km și acea rețea de distribuție din interiorul satului, care dacă nu va fi vreo sursă de finanțare, o vom face din buget local. Și vom rezolva și acolo problema lipsei de apă. Și treptat, în funcție de finanțările care vor apărea, pentru că nu pot, cum am văzut o campanie agresivă din partea altora, vin și asfaltez tot. Tu nu știi ce vor fi în următorii 4 ani ca linii de finanțare. Noi știm, da. La momentul ăsta sunt depuse proiectele astea. Dacă vor fi finanțate toate, pentru că, vedeți, noi cerem 40 de milioane, ne dau 9. Tot sunt bucățele, dar ușor, ușor, cu încă vreo 3 km de la fir, cu PNDL 1, care îl terminăm cu drumul din Măcheni, se vor mai strânge un pic. Adică dacă vor mai apărea tot felul de proiecte de astea mici, cum Bafiro a finanțat 1 milion de euro, atât. Da, într-un 1 milion de euro ne-am încadrat și punem și noi o parte de cofinanțare ca să putem închide 3,5 km de asfalt.
sumele sunt restrânse. Adică pentru asfalt în ziua de azi ai nevoie între 15 și 18 miliarde. Deci, ca să faci un kilometru de asfalt în funcție de vrei să faci și șanțuri, vrei să faci și acces la proprietăți, dacă ai și zone cu alunecări, deja se ridică costurile și mai sus de atât. Vom mai încerca prin CNI, deci sunt surse pe care le cunoaștem, prin CNI finalizăm acum proiectul, vom încerca să depunem un alt proiect. Dar să spun clar că în viitorul mandat vom face marea și cu, vom promite luna populației este un pic ireal. Pentru că noi am arătat în mandatul ăsta că orice finanțare a fost, oricât de mică și oricât, sau oricât de mare, Comuna Roma a accesat-o. Acum am primit prima parte din echipamentele digitale la școli. Fiecare clasă beneficiază de o tablă inteligentă, imprimantă, laptop, un echipament de sunet, cameră web. Deci se pot face cursuri în cele mai bune condiții. Urmează să primim mobilierul. Deci vom moderniza tot mobilierul din școlile din Roma, materiale didactice pentru profesori, echipamente sportive pentru orele de sport. Nu a fost o parte de finanțare care spune nu, la Roma nu este nevoie. Nu, am chiar dacă unii au mai criticat, dar până la urmă toate sunt utile, pentru că altfel își desfășoară acum copiii orele, cadrele didactice, școala, ați văzut, o să fie renovată, când va avea și mobilier nou și echipamente. Eu zic că nu va mai fi diferență între Roma și oraș. Poate chiar va fi mai bine la Roma. În plus, Cosmin Cășlariu speră să beneficieze în continuare și de sprijinul Consiliului Județean Botoșani, deoarece Comuna Roma este traversată de un drum județean care are în continuare nevoie de investiții. Ne-am bucurat de proiecte din partea Consiliului Județean până acum, adică când am venit prima oară la Roma, drumul arăta că acum prin Ucraina un drum. Era foarte, foarte rău. Și atunci Consiliul Județean a modernizat drumul către Roma. Acum am înțeles că sunt două porțiuni depuse la CNI. Este acea zonă de ieșire din municipiu până la Costești, în care sunt niște alunecări de teren și necesită niște lucrări mai ample. Și zona de intravilan la Roma, de între sate, cum spunem, care la fel suferă niște alunecări de teren frecvente și acolo necesită niște lucrări mai deosebite. Deci, da, Consiliul Județean ne-a sprijinit și chiar și în alte proiecte, și cel cu apa, și cel la CNI, totdeauna când am avut nevoie de un răspuns mai rapid sau să pună o întrebare în plus pentru noi, să ne ajute cu proiectele, am avut deschidere din partea doamnei președinte. Cum la noi se întâmplă această schimbare, așa o văd și la Consiliul Județean, adică sunt începute niște proiecte, echipa din spate va rămâne, așa înțeleg, adică se va schimba doar președintele Consiliului Județean și este o tranziție, nu e o schimbare cum ar putea fi dacă se schimbă partidul și vine un alt om cu altă gândire, cu alte priorități și atunci proiectele începute, nu spun că poate nu le-ar termina, dar sigur vor exista anumite clinci, că eu și față de dumneavoastră vedem diferit lucruri, așa va fi și acolo. Dacă va veni cineva cu o altă gândire, sigur vor exista și poate momente de discrepanță, de gândire. Dar cred că dacă va, și eu zic că va reuși domnul senator să câștige președinția Consiliului Județean, va fi o trecere mai fluidă, proiectele vor merge în continuare într-o linie dreaptă, și am toată încrederea că va fi o colaborare bună și pe viitor cu UAT-urile și nu doar la Roma, ci în tot județul. Mergem pe continuitate împreună cu domnul primar să formăm o echipă pentru a reuși să aducem Roma acolo unde ar trebui să fie. Vă urez sărbători liniștite, cu multă pace și bunul Dumnezeu să vă dea tot bine din lume.